Salutare toată lumea și bine v-am găsit, oameni, la un nou episod. Deci nu știți cât de mult am stat să filmez o dată videoclipul ăsta. Deci îi 28. Am uit 28, cred că voi vedeți asta pe 29, evident. E 28 și e aproape 12 noaptea. Efectiv am stat aproape toată ziua să găsesc un moment bun în care, Doamne fer, să filmez chestia asta. Efectiv, oricum, voi o să-l vedeți mâine, fericiți și voi că, mă, na, așa, pentru că nu vreau să postez așa noapte. Știți ce s-a întâmplat, nu știu dacă mult știți ce s-a întâmplat cu videoclipul ăla de acum ceva timp în care efectiv am filmat în, efectiv, filmam noaptea, da, noaptea, cred că era 10 sau 11 noaptea. Și efectiv am filmat și l-am postat fix atunci. Fix după ce l-am și postat. Am urmat mai editat și eu, adică editez, pun chestii și nestea. A, dar și videoclipul Gorgon Servegas o să trebuiască probabil să vină, o să cred. Sper că o să vină odată. Nu vreau să abandonez chestia aia, ca să fie clar. Da. Băieți, cursa trecută am fost în Austria. Nu, am umere în Austria. Cursa trecută am fost în Canada, unde a fost o cursă destul de grea și, bine, nu chiar foarte grea, dar a fost destul de greu pentru mine, mai ales. Adică n-am mai câștigat de ceva timp înainte de Canada și sper că Austria să nu fie, pentru că Austria nu a fost niciodată o cursă foarte bună pentru mine. În, știu clar că în primul sezon, în Formula 1 în Austria, am terminat destul de jos, cred că am terminat, de fapt, am terminat, cred că ori pe 10, ori pe 11, pentru că ne-am bătut cu Renault, așa, dar, cum zice, iar în sezonul al doilea știu clar că am reușit să termin de-abia pe 8 sau pe 9 din cauza lui Leclerc, care m-a învârtit. Sper să nu se întâmple, bai, să mă, că mașina e puțin mai rapidă, chiar sper să nu se întâmple absolut nimic și să fie totul destul de bine, așa? Așa că o să ne revedem după calificări. Dă, Doamne, că măcar poate aici obțin un loc 18 măcar sau un loc 19, o calificare mai bună decât locul 20 la 7 secunde diferență. Deci să sperăm. Na, băieți, nu știu ce să vă spun. Sunt destul de conștient faptul că turul a fost extrem de prost. Da, foarte prost am fost. Dar vă spun de ce. Aparent am avut o problemă cu motorul, am făcut o poză, nu vă faceți griji, am făcut o poză. Și efectiv mi-au zis la radio faptul că the power unit is losing power. Bă, să mor tu că chiar există. Știu clar că am lăsat enable chestiile alea, am lăsat enable failures-urile de motor sau din astea. Sper că nu numai la mine, sper că și restul să pățească chiar ceva din asta și nu numai eu. Sper să nu pățesc asta, Doamne, feri în cruci, Doamne ajută. Să nu pățesc din ăștia în curs, să dai seama. Mă gândesc că zice, ar fi foarte interesant cumva să se întâmple chestia asta, dar n-aș vrea. Da, din nou o calificare foarte proastă pentru mine, da, avem trei tritură, hai să le facem cum trebuie. Mă pregătesc.
Nu știu ce să spun despre cam cât de incitant a fost cursul asta, dar v-am... Dar să vă spun clar, m-am simțit destul de șmecher. Pentru că dacă vă uitați, de la locul 1 până la locul 6 sunt numai echipe diferite. Ceea ce, bă, nu e chiar atât de rău după mie. Adică a fost o bătaie extrem de interesantă. Cred că chiar așa o să merg și titlul. Alfa Romeo vs. Mercedes vs. Red Bull vs. Ferrari. E, nu știu dacă în ordinea asta, dar mă gândesc eu atunci, în momentul ăla. A fost o cursă destul de interesantă, atunci că m-am învârtit, nu știu eu cine a fost, că a fost Russell, cred că Russell m-a învârtit, adică așa a părut, că cred că Russell m-a învârtit acolo, așa, și cum m-a învârtit, într-un stil caracteristic acolo în pit lane, am reușit cumva să revin, am mai avut și acolo câteva faze, mai ales aia cu Vettel, când o trebuie să-l redepășesc. Oricum a fost faza destul de interesantă, dar am mai pierdut de câteva ore, ați văzut? Dar o cursă destul de interesantă, na, și la ce te poți aștepta din 3 tururi? Nu te aștepți la multe. Chiar așa că de câteva ori 3 ture sunt cam multe. Dacă chiar te gândești, probabil. Da? Dar oricum avem niște rezultate destul de interesante. Și nu știu chiar cam cât. 17, interesant. Hai de capul meu, ce-o pățit Leclerc și cu Bottas? I-a picat așa mult. Va trebui probabil să mă reuit la asta. E, ai la tișel pe 17. Mult, ala, să vă spun că este mulți mi-a spus Dă-l afară pe Ailot, schimbă-l pe Ailot, dă-l pe nu știu cine. Vreau să vă spun faptul că nu prea pot să fac asta pentru că dacă îl schimb efectiv, e ca și cum doar schimb numele, nu e ca și cum l-aș schimba în campionat, pur și simplu o să-i schimb numele, ca și cum, de fapt, numele lui real și pun altul. Na, e ca și cum campionatul o să ia altfel, deci va trebui voi să așteptați efectiv până la finalul sezonului cu Ailot. Da, Ailot a început, cred că cumva să simtă puțin mai ok, cum așa, na, pentru că e cumva un fel de rookie, oricum eu nu o să mai fiu mașină, deși probabil, cred că o să lase în Alfa Romeo. Eu sper să mă duc o dată la Ferrari ăla și nu știu cu cine, chiar curios cu cine o să mă pună la Ferrari, o să fie o întrebare foarte bună. Chiar o să fie o întrebare foarte bună, pentru că, ca să fie clar, nu eu aleg unde merge cine și am un fel de random ORG și el alege acolo, eu pun nume, eu aleg acolo un șofer, tot pe roata aia. Și apoi pun acolo, o echipă și la ce echipă pică. Evident, trebuie să fie și o echipă mai compatibilă, adică eu mă uit și după motoare, să nu-l pun pe Verstappen la Ferrari sau pe Norris la Alfa Tauri, care efectiv n-ar avea absolut niciun sens, dacă vă gândiți. Adică, na, trebuie să aibă sens, adică să aibă sens motoarele. No, azi ne chiar cum stăm în campionat. Încă conducem destul de bine campionatul, adică avem 43 de puncte în fața lui Schumacher. Bătălia între Bottas și Leclerc văd că continuă acolo, chiar și dacă Bottas și Leclerc amândoi nu au făcut absolut niciun punct în cursa asta. Oricum văd destul de multe bătălii aici. Interesant faptul că Mazepin nu a reușit și să-și facă și el primul său punct. Așa frumos am văzut că mulți ați văzut încântați. Oricum sunt, da, știu că încă sunt mulți șoferi care încă nu știu primele lor puncte și în astea. Cum ar fi, de exemplu, văd clar, Alfa Tauri e singura echipă care nu și-a făcut încă puncte. Și mai țineți minte în Germania cât de tare ne-am bătut cu Alfa Tauri pentru locul 6, ia, eu fost în trecut. În 2019 au fost chestia aia, da? Deci poate, nu știu cine o să, nu știu ce o să fie cu ei, adică până acum ei nu au făcut absolut nimic, cumva, e nici Latifi nu au făcut, Hamilton nu a făcut și el, adică are 14 puncte pe locul 11 în campionat, dar oricum sunt foarte mulți șoferi, de exemplu, Ricciardo, nici am văzut, adică Ricciardo abia a terminat cursa asta, adică a terminat pe 10, parcă, văd că, da, a terminat pe 10, deci, să ne cuptă la, e ok, constructorii. Bă, că McLaren e pe 5, nu știu dacă era pe 5 și înainte, dar văd că e amui pe 5 cu 40 de puncte, cu un singur punct în față lui Aston Martin, aparent.
Da? Bine, noi, acum, interesant, deci noi am picat pe 145, adică nu, nu pe 145, dar nu sunt 145 de echipe în Formula 1. Nu știu dacă, bine, cred că au fost 145 de echipe în Formula 1, probabil, dar nu suntem pe locul 145, suntem încă pe locul 3 cu 145 de puncte. Și cum am zis, cred că locul 3 o să fie probabil poziția unde probabil o să stăm, deși am un fel de probleme cu locul 4, probabil, să-l avem într-un final. Măcar ajut și eu cumva echipa, adică am 145 de puncte și toate astea sunt punctele mele. Deci, e ceva și asta. Acum, după aceea mergem în Marea Britanie, unde știți clar că am victorie în Marea Britanie din primul sezon, din primul sezon din 2019 și în al doilea. Pentru că știți clar că în sezonul 3 nu s-a întâmplat, da, pentru că plictiseală, pentru că da, eu, și nici al primul sezon din 2020 nu s-a întâmplat nici atunci. Deci, bă, ne vedem data viitoare și să sperăm ce mai bine în Marea Britanie.